e așa drăguț! Poți să-l mângâi? Oh, ce se întâmplă acolo? M-am săturat de jucăria asta. Am făcut un pliu în hârtie. Acum pot să colorez. Acest galben e perfect pentru el. Nu pot să uit de obrajii lui roșii. Hei, fiți atenți aici! Ha? Ce are Tina? Wow, ce cool! Tu ai făcut asta? Ne mai vedem, Pikachu! Mă bucur că s-a terminat cursul. E timpul pentru un prânz delicios. Hei, amico! M-am gândit că putem merge împreună. De-abia aștept asta. Da, și eu. Am atâtea să-ți spun. Te oprești vreodată din vorbit? E amuzant. Mama spune... Ha? Grozav, aveam nevoie de potasiu. Deci, unde eram? Am văzut aseară un film super înfricoșător. Și apoi mi-am zis, nu intrați în casa înfricoșătoare. Totuși au făcut-o, dar eu nu m-am speriat. Am puțină intimitate, te rog. În sfârșit, poate voi avea parte de puțină liniște. Nu se oprește niciodată. E neobosită. Stai! Hei, văd că ai mâncat multe fibre. Bună treabă! Tina? Ce? Cum? Bine, asta a fost ciudat. Asta mă amintește că am un vis nebunesc. Eu nu mai rezist. Wow! Oprește-te! Lasă-mă în pace! Ei bine, ce nepoliticoasă! Nu trebuia să fie așa rea. Credeam că suntem cele mai bune prietene. Stai puțin, am o idee grozavă. O să iau o fâșie de hârtie și voi trasa linii orizontale pe ea. Acum voi face asta și apoi o împăturesc. Trebuie să o întorc. Am făcut un buzunar dintr-o altă bucată de hârtie. Voi introduce bandă lungă aici. Apoi am decupat inimioare din carton colorat. Voi pune lipici pe ele și le lipesc pe hârtie. Apoi voi pune inimile una peste alta. Când trag de hârtie, inimile dezvăluie vremuri mai fericite. Oh, suntem așa adorabile! Emma, asta e pentru tine. Tina, am spus să mă lași în pace. Ce-i asta? Oh, ce drăguț! Nu pot să cred că a făcut asta. Și e și un mesaj. Și eu te iubesc, Tina. Poate că am fost prea dură. Oh, nu! Uite, așa se termină. Vino încoace, prieteno! Cartea asta e atât de captivantă. E cea mai bună pe care am citit-o. Oh, uite-te la Tina, e un mic Picasso. Stai puțin. Nu! Mă simt atât de vie! Tina! Adică a fost o lovitură impresionantă, dar nu arunca cu pixuri. Încearcă să mă oprești! Trebuie să ai grijă, Tina! Wow! A fost cât pe ce! Trebuie să adunăm pixurile alea! Ești așa dezordonată, Tina! Curăță după tine! Uită-te aici! Sunt peste tot! Stai așa! Știu cum se rezolvă asta! Îmi iau trusa de machiaj, o golesc. Voi aplica lipici pe capacul stiloului. Apoi îl lipesc de trusă. Voi face la fel și cu celelalte pixuri. Voi apăsa pe fiecare capac. Vreau să mă asigur că nu se desprind. Astfel toate pixurile vor fi păstrate într-un loc. Asta înseamnă că Tina nu le mai poate arunca. Mai am doar câteva pixuri de lipit. Astea sunt toate. Uite-te aici, Tina! Wow! Privește! Asta m-a inspirat. După ce am terminat, pot pune pixul înapoi în capac. Încearcă, Tina! Wow, e grozav! Are tot ce-mi trebuie. Mulțumesc, mamă! Fiu, te iubesc, dragă! Mua! Fii atentă, Tina, e important! Da, da, mă rog. Mi-e așa de foame. Trebuie să mănânc ceva, dar nu am voie cu gustări în clasă. Mi-ar plăcea niște bomboane acum. Uh-oh! Știu la ce te gândești, Tina. O să pun semnul ăsta aici, doar în cazul în care uiți. Wow, ești destul de serioasă în legătură cu asta? Regulile sunt reguli. Oh, ce gumat pare. Stai, cum a făcut asta? Ce ciudat. Asta e șansa mea. Trebuie doar să fiu șireată. Am niște chipsuri în ghiozdan. Arată așa de bine. Ușor și în liniște. Nimeni nu va ști. Bună încercare, Tina. Chipsuri? Sunt crocante. Dă-mi-le! Am meritat să încerc, dar sunt mereu cu un pas înainte. Aia a fost doar o gustare momelă. Ce-am spus eu? Ești cam enervantă, știi asta? Ia-le! Știu că asta va funcționa. Vino la Tina! Wow, ce greu e! Trebuie să fie un baton uriaș de ciocolată. Surpriză! Tu te oprești vreodată? Sunt neobosită! reușisem. Sunt în pană de idei. Bună, Tina! Trebuie să mă pregătesc pentru ore. Dar mai întâi am nevoie de o gustare. Ha? Ce tot faci, Lizzie? Eu? Nimic. E doar cusa telefonului meu, vezi? Oh, bine. Scuze. Ei, ales dulciuri! O să arunc o privire mai de aproape. Cum ai făcut asta? Îți voi dezvălui secretul meu. Întâi ai nevoie de o carcasă de telefon goală. Se pune pe ea glazura de tort. Încearcă diferite culori și arome. Ai nevoie de varietate în viață. După ce termin, adaugă topping de bomboane. Sunt atât de gustoase. Apoi acoperă cu mini bezele. E atât de simplu. Bomboane dulci. Ce delicios! Partea cea mai bună e că profesoara nu va ști niciodată. Trebuie doar să atingi ușor cu pensula. Ușor, am înțeles. De ce nu ceri și tu? Pare destul de simplu. Bine, să vedem. Trebuie să răspund. Până acum totul e bine. Să mai pune puțină culoare. Nu sunt sigură de asta. Cred că am nevoie de o pensulă mai mare. Da, așa mai merge. Stai puțin, ar trebui să amestec culorile. Va fi mai vibrantă. Adică culorile sunt luminoase și colorate. Ce zici de un pic de roșu? Oh, da! Uite de la asta! Oh, ce dezastru! Poate nu a fost o idee așa bună până la urmă. Voi lua o altă paletă și o să am nevoie de mai multe pensule. Asta numesc eu multitasking. Am terminat cu asta. Următoarea! Îmi pare rău pentru asta. Oh, ce s-a întâmplat aici? Ce-ai făcut? Stai așa! Nu! Asta e ultima pe care o avem. Da, am nevoie de ea. Lasă-mă să-ți arăt un mic truc artistic. Voi pune paleta pe masă. Apoi o voi acoperi cu folie de plastic. O voi înfășura în jurul paletei. Și mă asigur că stă fixă. Acum am nevoie de vopsea. O pot pune în secțiuni. Apoi e gata de utilizare. Pot să murdăresc cât de mult vreau. Să amestecăm toată vopseaua. Cred că am terminat. Voi scoate folia de plastic. Iar paleta e frumoasă și curată. Folia de plastic poate fi aruncată la gunoi. Poftim! Nu uita folia de plastic. Oh, da, mersi! Exprimă-te, Tina! Ar fi bine să-mi iau lucrurile pentru ore. Bună idee! Oh, uite aici! E noul meu set de carioci. Are toate culorile pe care mi le-aș putea dori. E cel mai tare! Wow, chiar este! Am și eu carioci. Stai să le vezi pe astea. Oh, e destul de dezamăgitor. Carioca asta a avut zile mai bune. Hai să uităm de asta. Cel puțin am aceste marcare. Fiu, astea arată mai bine. Oh, wow, e o artistă uimitoare. E totul în regulă, Tina? Sunt pe cale să creez o capodoperă. Sigur că da. Cred că m-a crezut. Wow, uite-te la asta. Culorile se contopesc. Am o idee grozavă. Voi începe prin a desena o flacără. Acum trebuie să apăs markerele împreună. Aștept până culorile se întrepătrund. E de ajuns. Acum voi colora flacăra. La început este roșu. Apoi, pe măsură ce coboară, devine portocaliu. Și apoi galben. E un efect așa grozav. Dar nu am terminat. Acum trebuie să o decupez. Arată atât de bine. Voi lipi flacările pe carnețelul meu. Wow! Îmi place mult, Tina! O să le iau și eu? Poți să iei și tu cariocile mele? Wow! Ne-am înțeles! Wow! Voi crea niște lucrări de artă uimitoare cu astea! Voi adăuga niște umbre chiar aici! Va face cu adevărat diferența în pictura mea! E o sarcină atât de complexă! Chiar cred că am reușit să surprind esența subiectului! Da! Am reușit! Tu cum te descurci? Wow! Asta e terifiant! Tocmai de aceea îmi place, dar mai are nevoie de vopsea neagră. Oh, e mult mai bună decât a mea. Trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Asta merge la gunoi. De data asta știu ce să fac. Voi desena în jurul mâinii mele. Nu se poate mai precis de atât. Să vedem dacă reușești să bați asta. Arată destul de bine. Tot e mai bun decât desenul meu. Nu pot lăsa pe nimeni să-l vadă. Hei, te superi? Cu mine vorbești? Ce? Nu, te rog, nu mă răni! Oh, un apel! Da, așa mă gândeam și eu. Stai puțin, știu ce să fac. O să fac o poză cu tabloul lui Wednesday. Ești un pic cam aproape. Hai să facem un selfie, zâmbește! Asta e de păstrat! Am reușit! Îmi voi pune telefonul pe o parte. Apoi voi ține o bucată de sticlă înclinată. Pare a fi ok. Voi folosi banda adezivă pentru a o ține pe loc. Imaginea va fi proiectată pe sticlă și pe hârtie. Trebuie doar să o refac. E mult mai ușor decât să desenez la liber. După ce am făcut conturul, pot adăuga detaliile. Mâna asta clar are o mulțime de cicatrici. Arată bine! Acum pot adăuga colarea. Asta e nuanța ideală pentru piele. Mi-aș dori să mă fi gândit la asta mai devreme. Voi adăuga doar câteva detalii finale. Și asta e tot! Arată foarte bine! E o capodoperă! Stai să vadă profesorul asta! Oh, schimbă modelul! Bine! Nu va fi dificil! Unde mi-e telefonul? Haide, Wednesday, începe să pictezi! Să nu îndrăznești! Nu ești fan al fotografiei, ha? Ce zici de un alt selfie? Așa, o să pregătesc niște tăiței. Acum am nevoie de o furculiță. Oh, ce bine miroase! Ce ai gătit aici? Oh, ia și tu furculița asta. Bun, am nevoie și eu de tacâmuri. Poftim? S-au vândut toate furculițele? Ce mă fac? Vreau să mănânc tăiței ăștia. Ok, o să încerc la școala asta. Da, ce de furculițe! Super! Vai de mine! De unde au apărut toți copiii ăștia? Nu! Au luat toate furculițele! Oh, nu vreau decât să mănânc tăiței. Stai, evident! Cum am uitat de asta? O să-mi rezolv imediat problema. O să încep prin a desena o furculiță. Fix așa! Da, merge perfect! Gata, sunt genială! Am făcut o furculiță cu un stilou 3D. Sunt delicioși, fix cum mă așteptam! Wow, ce plictiseală! M-am plictisit! Wow, a ajuns! Nu-mi vine să cred! Oh, iar ai întârziat! Stai jos! O să se așeze lângă mine! Sper că arăt bine! Ce-i asta? O bonetă de Masterchef? Hai, frumoasă, ce faci? Ah, bine! Vrei niște înghețată? Ha, nu mănânc junk food! Wow, e extraordinar! Poftim? Oh, nu! Am dat pe mine! Ce dezastru! Dacă vede pata, sigur o să anuleze nunta! O să fugă de mine garantat! Și e sportiv, deci o să alerge foarte rapid! Pata asta o să distrugă totul! Nu o să-l pot prinde! O să se aleagă praful de visul meu! Nu! Vai de mine! Nu pot păți așa ceva! Trebuie să am pe aici ceva care să mă ajute! Stiloul 3D? Da, cred că e fix ce trebuie. Ok, o să încep prin a desena un triunghi. Apoi o să-l umplu trăsând linii paralele, până ajung la vârf. Bun, acum o să trasez câteva linii diagonale. Apoi o să fac unele invers, ca să se încrucișeze. Arată bine! Acum o să folosesc niște roz și o să umplu cercul ăsta. Înainte și înapoi, înainte și înapoi. Ce culoare drăguță! Așa, ok, o să trasez o linie ondulată la baza cercului. Și trebuie să schimb iar culorile, ca să pot adăuga linia asta ondulată peste înghețată. Acum o să umplu iar zona asta. Începe să arate bine, parcă ar fi ciocolată. Ce tare, arată delicios! O să-i pun niște bomboane pe deasupra. Mai am doar câteva și gata! Wow! Arată extraordinar! O să pun înghețata asta fix peste pata de pe bluză! Oare cum o să-i separe? Oh, ce bine arată! Mi s-a părut drăguță până acum! Ce faci? Ce înghețată interesantă ai! Poftim? Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic! Nu te uita în lucrarea mea! Ce mă fac acum? Ia să vedem pe cine să scot la tablă. Nu mai încerca să te ascunzi în spatele manualului. Hai la tablă. Poftim? Nu e corect. De ce nu m-a ales pe mine? Bun, am scris formula chimică pe tablă. Tu trebuie să prepari substanța. Începe cu asta. Hai odată, suntem în laborator, treci la treabă. A, mă sună cineva. Tu treci la treabă. Să termin până mă întorc. Nu-mi vine să cred că are pretenția să fac așa ceva. Hei, ia-i probeta aia! Poftim? Nu! Nu aia! Cealaltă! Te referi la paharul ăsta gradat cu lichid roșu? Ah, nu știi nimic! Aia! Stai! Asta mică? Super! Ok, am luat-o! O să fie genial! Cred că trebuie să-l amestec. Ah! Ce-a fost asta? O explozie? Ce-am păcălit-o? Poftim? Oh, nu! Am ars o gaură în masă! Clar o să observe! Sigur o să mă pedepsească! Ah, ești îngrozitoare! Ce mă fac? Nu vreau să fiu exmatriculată! Stai! Stiloul 3D! Ok, pot să o repar? Bine că am o culoare care se asortează cu cea a mesei. O să încep prin a trasa câteva linii de-a latul găurii. Acum o să trasez niște linii în direcția opusă. Dacă termin înainte să se întoarcă profesorul, poate nici măcar nu o să observe gaura. Mai am puțin, doar câteva linii. Ok, am terminat. Am acoperit gaura. O să pun paharul gradat fix deasupra ei. Trebuie să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. A, tot aici ești? Păi, bravo, du-te în bancă! Fiu! Ce bine! Am ajuns în ultima zi de dietă! Dispar de aici, Țelină! E timpul pentru ceva mai aromat! Ha, o să fie delicios! Ia să vedem! O să torn toate astea peste tăiței! Am nevoie de niște peperoni. Ce bun e! Și de cremvuri. Acum tăiței, ce mult îmi place! Ce naiba face? Am nevoie de niște dovezi. O să fac o poză de aproape. Hei, oprește-te! Vai de mine, îmi pare foarte rău! Uite ce mi-ai făcut la telefon! Poftim, ia niște șervețele. Mă simt prost. Hei, stai puțin! Evident! Stiloul 3D! Am o idee! Ok, am o husă de telefon simplă și stiloul 3D. O să încep să desenez pe ea cu galben. O să fac linii ondulate peste tot. Nu trebuie să am prea multă grijă. Trebuie doar să umplu tot spațiul. O să termin ultimul colț și gata. O să adaug niște detalii care o să o facă să arate mai bine. Vai de mine, ce drăguță e! Pare comestibilă! Voila! Ce crezi? Nu e drăguță? Pentru că ție ți-am făcut-o. Wow, mulțumesc! Ce mult îmi place! Hei, vrei niște tăiței? Nu știi ce pierzi? Of, e greu să-ți faci temele, mă doare gâtul. Dar trebuie să continui, n-am terminat încă. Dar sunt obosită, am nevoie de un pui de somn. Ia să vedem. Evident, e perfect logic. Formulele și calculele astea o să mă ajute. Evident, cum am putut uita de teorema asta? Wow, ce te pricep la matematică! Sunt impresionată! Mai trebuie să fac câteva calcule. Stai puțin! Da! Evrica! Ah, tema mea! Toate calculele mele geniale! S-au udat și s-a stricat complet! Nu! Vai de mine! Tema mea! S-a udat? Fiu, ce bine! A fost doar un vis! Hei, încă-ți faci temele? Aoleu, de ce te uiți așa la mine? Te-ai supărat? Nu, în niciun caz. Nu pot risca, o să rezolv problema asta imediat. Am un stilou 3D. Ești gata? Trebuie să întorc cana asta invers. Apoi o să trasez forma gurii cănii cu stiloul. De jur împrejur. Așa, acum o să dau cana asta la o parte. O să trec la treabă și o să încep să umplu cercul. Cel mai ușor e să trasez linii înainte și înapoi. Dar nu contează dacă liniile sunt un pic strâmbe. Încă puțin, nu trebuie să fie linii drepte. Așa, mai am puțin și am terminat. Voilà, am făcut un capac pentru cană. Dar n-am terminat încă, trebuie să mai trasez o linie undulată. Și apoi o să o prind de capac. Apoi o să umplu și forma asta. După ce termin, o să mai fac câteva forme în jurul cănii. Trebuie să umplu fiecare spațiu. Ce tare! Am terminat! Ia să testez! Excelent! Stă pe loc! Am obținut un capac de cană perfect! Wow! Nu vine să cred că ai făcut asta! Și uite, pot să beau din ea! Pe urmă pot să-i pun capacul la loc! Acum nu trebuie să mă mai tem că-mi stric tema! Nu o să mai am ecuații ude! Ce clătit americană perfectă! O să fie delicioase! Nu vreau să joc șotron. Wow, ce miros delicios! Ia să aflu ce e. Wow, ai făcut clătite americane! Sunt doar pentru tine, pentru că meriți. Mai am puțin, trebuie să mai întorc pe ultima. O să-mi bag spatula de desubt. Oh, vai de mine, s-a rupt mânerul spatulei. Ce mă fac? Hei, știu! O să-mi folosesc stiloul 3D. Ia să încep să desenez. Ce formă reușită de spatulă! Super! Dar nu e gata încă. O să mai adaug niște forme în interior. Gata! Acum o să schimb culorile. O să umplu tot spațiul ăsta gol cu portocaliu, dar nu și spațiile ovale dinăuntru. Pe acelea o să le las goale. Umplu și mânerul până jos. O să las gol și cerculețul ăsta de jos de la bază. Poate pot folosi lopata asta în schimb? Vine înapoi! Mamă, ți-am făcut o spatulă nouă! Acum poți întoarce și ultima clătită! Ok, ia să o testez! Vai de mine, ce bine a funcționat! Așa, acum pot în sfârșit să mănânc micul dejun! Banane și sirop de ciocolată? Ce bine arată! Wow, desenul ăsta e frumos! O să mai adaug niște albastru! Micuțo, ce bine arată! Poate am cum să te ajut? O să colorez casa! Ce idee bună, tată! Ce se întâmplă? Faceți-mi și mie loc! Hei, ce faci? Casa nu e portocalie? Ba e! Termină! Mamă? Tată? Distrugeți desenul! Ok, până aici! Arată-mi ce poți! Asta-i tot? N-ai văzut nimic încă! Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Uitați ce-ați făcut! Desenul meu e distrus! E ok, nu-ți face griji! Trebuie să rezolvăm problema asta! Am nevoie de un strop de inspirație! Mi s-a făcut foame? Știu! Sunt mereu pregătit! Glumești? Ce e? Trebuie să mănânc! Mereu gândești cu stomacul tău? Mamă, fă ceva! Îmi pare rău, scumpo, nu o să dureze mult. Nu poți grăbi perfecțiunea. M-a plictisit rău, nu e corect. Poți să te grăbești, Emma e supărată. Dă-mi ăla, ia-ți propriul tău orez. Nu! Uite ce-ai făcut! Vorbim mai târziu despre asta. E orez peste tot. Stai așa! Mi-a venit o idee! O să pun câteva picături de colorant alimentar într-un pahar cu apă. Apoi o să amestec. Acum o să pun niște orez. Am nevoie de lipiciul ăsta acum. O să aplic lipiciul pe desenul meu. O să-l pun doar în zona cu iarbă. Apoi am nevoie de orezul meu. O să presar orezul peste lipici. Pot să folosesc orez colorat diferit pentru diferite părți ale desenului. Acum pot să suflu orezul în exces. Wow! Arată suficient de bine ca să fie mâncat! Ce zice, ma? Îmi place la nebunie, mamă! Tată, tu ce-ai făcut? Ai zis ceva, Emma? Stai, ce se întâmplă? Există o singură soluție. Ce nu fac eu pentru familia mea? Ce caragios e tata! N-am terminat încă, am nevoie de o foaie. Ia uite, e un autoportret. E grozav, dar mama a câștigat runda asta. Mersi, scumpo! Nu mai trebuie să-ți faci curat în cameră acum. E distractiv! Ce-i ăsta? Uită-te la ea! Emma, lasă-l! Domnișoară, termină în momentul ăsta! Mă auzi? Iar îi se zbate ochiul! E nasol! Uf, ușurel! Încearcă asta! Dă-mi-o! Simt cum îmi dispare orice urmă de stres! Mult mai bine! Efectiv, tu mă înțelegi, dragule! Stai! Cred că pot să folosesc chestia asta. O să încep prin a desena un copac. Nu ai cum să nu iubești natura. Carioca asta neagră e perfectă pentru ramuri și trunchi. Arată bine! Acum o să iau o bucățică de folie cu bule și o să înmoi în vopsea. O să amestec rozul cu albul și o să tapotez pe desen. Ai impresia că sunt frunze. E un copac înflorit tare frumos. Îți place, Emma? Ups, ce prostuță sunt! Wow, mamă, e uimitor! Hei, poate am cum să folosesc și eu chestia asta. Știu ce să fac. Cum arăt? Să nu spună nimeni că mai bine. Sunt o capodoperă. Vorbești serios? E super, tată! Și a câștigat mama! Iar? Wow, ce onoare! Serios? Stai să sparg bulele alea! A, ce miroase? Pute! Vine de aici! Devine și mai intens! Iu! Trebuia să mă fi așteptat! Care-i problema? Asta e mireasma mea naturală! Miroase grozav! Am fix ce-ți trebuie! Folosește-l! Din plin! Bine! Măcar nu o să mai miroși! Mersi! E ca în seara în care ne-am cunoscut! Igiena mea personală era groaznică și în seara aia! A fost atât de romantic! Dă-mi un pupic! De parcă te-aș refuza vreodată! Blea! Cât de scârpos! Ha? Oh, bună, scumpo! Scuze! Acum ce o să mă fac? Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Ascultă, draga mea! Ce fac ei? Ai înțeles? Să trecem la treabă! Mai întâi o să desfac deodorantul! Uite așa! Acum o să umplu recipientul cu vopsea! Apoi pun rola la loc! Când apăs rola pe foaie, iese vopseaua! E ca o pensulă! Ce grozavă pentru a crea o operă de artă! Ia uite! Merită să fie înrămată! Privește, e minunată! A fost un efort comun! Wow! Putem să agățăm pictura în sufragerie! Poate o să înlocuiască poza bunicii! Nu-i frumos? E egalitate! Bine meritată! Merităm un pupic rapid! Îmi e atât de somn! Emma! Iuhu! Clasic, mamă! O să-mi închid nițel ochii. Uite, pot să-mi ating nasul cu limba. Vezi ce talent! Poți să faci asta? Sunt cu ochii pe tine. Vai, îți stă bine roz. Mă simt atât de plin de viață. M-aș putea obișnui cu asta. Super, tata, fă liniște. O să-mi fac somnul de frumusețe. Credeam că o să meargă. Mi-am dat silința. Atunci ce-ai zice de niște figurine din umbre? Figurine din umbre? Impresionant, nu? De ce n-ai început așa? E atât de distractiv! Ai apelat la clasicele figurine din umbre, a? Nu pare atât de dificil. Mi-a venit o idee! O să-mi pun mâna pe foaie. Apoi o să-i trasez conturul. Acum trebuie să lucrez nițel la detalii. Cum ar fi să-i fac ochii? E un dragon, dar nu e gata încă. Are nevoie de un strop de culoare. Să nu uităm de flăcări. Ia uite! Wow! Mă gândeam eu că o să-ți placă. O să încerc să fac figurine din baloane. E un câine! Hei, nu te apropia, băiete! Fugi! Ce spectacol! Ați câștigat amândoi! Uite! Uimitor! Vreau să am un păr frumos! Știu! Prindeți! Ce să facem cu astea? Știu! Aș putea folosi creioanele astea! Și un elastic de ăsta! Cred că s-ar putea să meargă! O să înfășor elasticul pe două creioane! Trebuie să mă asigur că stau fix! O să prind un al doilea creion în celălalt capăt! E exact ce voiam! O să pun un creion pe desenul ăsta cu brioșa și apoi o să-i urmăresc conturul. Al doilea creion o să facă o copie. Ia uite! Acum trebuie să o colorez. Am grijă să nu depășesc conturul. O să arate grozav. Gata! Am terminat! Îți place? Aia e mea! Ia să văd și eu! Wow, ce treabă isteață! Oare eu ce pot să fac? O să leg creioanele și o să le folosesc pe post de praștie. Ia-o pe asta! Ai grijă! Termină! Auci! Au! Mă simt amețit! Mă cam meritai! Bună lovitură, tată! Avem o câștigătoare evidentă! Ce drăguț, scumpo! Unde sunt? Ce glumeț ești! Creioanele astea colorate sunt frumoase! Poftim, mami! Bună aruncare! L-am prins! E prea simplu! Ah, cred că am fost prea entuziasmat. S-o rupte toate. Multă baftă! E ok, am lipiciul ăsta. Mă pricep la DIY-uri? O să fie ca noi. Ia să încercăm. Oh! Ah, prefăte că nu s-a întâmplat asta. Nu vă faceți grijă, am un plan de rezervă. Pot să folosesc asta? Glumești, nu? Nu o să meargă, tată. Măcar m-am străduit. Există o singură soluție. Scumpule, lasă ciocanul. Știu ce fac. Stai puțin. Am o idee mai bună. O să fărâmițez creta pe șablonul ăsta în formă de fluture. Apoi o să pun o folie de plastic deasupra. Acum o să-mi folosesc furia. Ăsta e genul meu de artă. Trebuie să stăm de vorbă mai târziu. O să mă concentrez pe propria mea artă. Nu a ieșit rău deloc. Și eu am terminat. O să scot șablonul. Arată bine. Îți place? Sau îți place pepenele meu? Ah, e dificil. E egalitate. Îmi convine. Bravo! Se pare că suntem aici acum. Deci hai să vedem ce urmează. Hei, ce mai faci? N-am mai vorbit de 1000 de ani. Ah, aș putea să-mi fac și manicura, cred. Ha? În sfârșit, se întâmplă ceva. Uită-te la lumina aia. Se întâmplă ceva cu extraterestri și OZN-uri. Palpitant! Ce mișto! Abia aștept să văd ce se întâmplă în continuare. Stai, eu am nimerit fără mâini? Hai, măi, nu-i corect. Eu am voie cu o mână și sunt mulțumită. E timpul să-mi desenez micuțul extraterestru. Ăsta e capul lui. Acum mă ocup de corpul lui. Nu există un mic extraterestru fără mâini? Două, normal. Acum o să trec la piciorușele lui lipicioase. O să adaug niște mici detalii. Trebuie să aibă ochii tipici, mari și negri. Și un năsuc și o guriță. Acum să-l facem să se miște. Oh, Fly pare atât de simplu când are voie să folosească o mână. Vai de mine! Un extraterestru adevărat stă lângă mine acum! Face ceva cu farfuria mea și o cariocă. Să vedem ce a făcut. Se pare că a încercat să deseneze un extraterestru. Hei, domnul extraterestru! Ia uite ce am făcut eu pe farfuria mea! Vezi? Pot să-l fac să danseze când se mișcă apa? Frate, mi se pare că are niște super mișcări! Îți place? Pun pariu că-l adori? Da, îl adoră! Wow! Ia uite ce tort spațial uimitor! Wow! Îl pune lângă mine! Cred că eu îl primesc! Poftim, poți să iei tu asta? S-ar putea să fie cel mai tare tort pe care l-am văzut vreodată! Of! Ea primește un tort și eu primesc ce? Nimic, se pare. În afară de mâzgălitura asta în formă de extraterestru de pe farfuria mea. Hei, păi și farfuria mea? Nu o vrei și pe asta? Poate în schimbul unui tort? Nu? Ce naiba? Tu ai desenat chestia asta? Nu pot să cred! Arată grozav! O să iau o gură. Miam! E un tort spațial delicios! Mă bucur că am câștigat proba asta. Bomboanele astea sunt preferatele mele. Atât de fructate! Aromele tropicale sunt clar cele mai bune. Stai puțin, mi-a venit o idee. Stai să scot câteva din pungă. Sunt atât de colorate și frumușele. O ador pe cea roz și acum un pic de organizare. O să încep cu astea albastre și urmează cele roz. Bun, toate sunt organizate și pregătite pentru un strop de magie. Da, am mers! S-au transformat într-un pop-it, fix cum speram că o să se întâmple. E timpul să încep să le apăs. Hei, ce naiba? Și ce faci? Ar trebui să pictăm. Ah, da, am uitat. Mi-a distras atenția pop-itul, cred. Da! Pot să-mi folosesc mâinile de data asta, ba chiar pe ambele! Acum e șansa mea! Abia aștept să mă joc cu ăsta nițel! De fapt, o să-l folosesc pentru opera mea de artă. O să încep cu vopseaua asta. Ok, o să pictez bulinele interioare ale popitului cu pensul asta. Abia aștept să văd cum o să iasă la final. Bun, acum o să fac la fel cu rândul portocaliu al popitului. Ok, e gata! Hai să vedem! Trebuie să întorc invers popitul ăsta pe foaia mea. Acum o să încep să le apăs. Roșu, roșu, poate pe ăsta albastru de aici. Frate, uite-o cum își folosește ambele mâini așa cum are voie. Stai, știu ce o să fac. Haide, nasule, o să funcționez pe post de pensulă. Ah, vopseaua e cam rece. E timpul să fac niște puncte de culoare pe foaia mea cu nasul. Merge bine, e timpul să trec la altă culoare. Uite, mi-am făcut formele de popit cu nasul. Ura! Și eu l-am făcut pe al meu. E super, n-o să te mint. Uite ce puncte perfecte am făcut eu. Clar sunt mai reușită ca ale tale. Wow, a revenit magia. Fursecuri în formă de popituri. E plăcerea mea. Oh, wow, e atât de bun! Chiar arată foarte bine! O să iau și eu o gură! Wow! Vezi lumina asta de aici? Oh, se pare că am primit cutii de data asta. Eu o să iau pe asta. Nu se poate! Uite ce avea cutia mea! Tuburi de vopsea spray! Oare ce-o filtra mea? Nu-mi dau seama dacă o agit. O să deschid. Wow! E o cutie plină de creioane colorate noi! Le ador! Oh, uite! O altă cutiuță. Ce crezi că e în ea? O să deschid și o să aflu. Nu mă așteptam la asta. E un ochi din jeleu. Ce moale e! Ok, o să-l mănânc pentru că mi-e foame. E super gustos și gumat. Îl ador! Wow! A fost o gustare bună. Mi-aș fi dorit să pot mânca mai mulți ochișori. Hei, uite! Amândouă putem să ne folosim mâinile de data asta. Bun, mi-am pus mănușile și sunt gata să fac ceva artistic. O să încep cu albastrul ăsta și o să fac o pată în mijloc. Acum o să folosesc paharul ăsta ca să ghidez vopseaua albă. Așa, acum am un cerc albastru perfect. O să am nevoie de farfuria asta. O să o pun cu fața în jos pe hârtie. E timpul să scot vopseaua neagră acum. Ok, am nevoie de un strop de negru în mijloc pentru o pupilă, pentru că e un ochi. Sunt pregătită cu creioanele mele și singura mea mână. Încep! E timpul să desenez un ochi cu o singură mână. Iese destul de bine deocamdată. Și cred că am terminat. Ta-dam! Fețișoara mea veselă e gata! Wow! Cum naiba ai făcut chestia aia? Ce, ochișorul meu simpatic? Nu-i așa că e fantastic? Nu se poate! Magia mi-a transformat pictura în alt ochi din jeleu. Doar că de data asta e unul imens! Nu se poate! Ce naiba? E uriaș! Pot să-l iau eu? Nici gând! E al meu! Acum scuză-mă, trebuie să mănânc ochiul uriaș. Ah, frate! Adevărul e că nici eu nu i-am dat din tortul meu. Vai! Ce se întâmplă? Ce-i ăsta? Altul? Tot apar! Avem o foaie de hârtie. Oh, se întâmplă ceva! Iar se produce magia? Uite, e o înghețată la cornet! Ce drăguț! Pare și delicioasă! Aș fi vrut să am o înghețată la cornet adevărată. Oh, pe bune! Hei, stai să văd și eu! O să fie o probă distractivă. Oh, iar fără mâini? Ce trist! Ok, eu am o mână și o pensulă. Sunt gata să o înmoi în vopsea. Cred că o să încep cu roșu. O să pictez înghețata asta. O să mă distrez. Fac puncte din culori diferite pe imaginea mea. Am unele roșii, galbene și cele mai multe sunt albe. Și acum o să pun niște apă și o să le combin. Oh, uite-o cum pictează ea acolo. Ar trebui să mă apuc și eu. Se pare că trebuie să-mi folosesc gura. Sigur pot să fac așa. Ok, trebuie să fac niște puncte pe foaia asta. Acum am nevoie și de un strop din culoarea asta. Poate o să adaug culoarea asta aici. Nu, este ceva oribil. Se pare că asta mi-a ieșit. Ta-dam! Cel puțin e colorată. Măcar pe asta am nimerit-o. Și eu mi-am terminat înghețata la cornet. Vezi? Tehnica de a combina culorile a ieșit grozav. Îmi place la nebunie. Wow! S-a transformat într-o înghețată adevărată. Fix cum speram că o să se întâmple. Și seamănă tare mult cu înghețata la cornet pe care am pictat-o. E timpul să o gust. Sper că e bună. Chiar e! Super bună! Pun pariu că și tu ai fi vrut să ai o înghețată la cornet. Ce crezi că o să primim de data asta? E atât de palpitant! Vai de mine! Uite, e o broscuță simpatică. Uite cum țopăie și face uac-uac. Sunt super pregătită să pictez o broscuță. Wow, și eu ador broscuțele. Stai să-mi pregătesc foaia. Da, cu două mâini de data asta. Și tu ai nimerit iar cu o mână. Se pare că o să folosesc markerul ăsta cu vârful ascuțit pentru proba asta. O să încep să desenez două jumătăți de inimi așa. O să le unesc de desubt așa și apoi deasupra cu un arc. Uite ce degețele simpatice are. Sunt adorabile. I-am desenat ochii, așa că acum trebuie să-l colorez. Trebuie să folosesc verdele normal. E o broscuță respectabilă. Eu am voie să-mi folosesc ambele mâini și o să o fac. Ar trebui să reușesc să desenez de două ori mai repede datorită celor două mâini. Este grozav! E o strategie fantastică! Avea dreptate despre degețelele de la mâini și picioare. Chiar sunt cele mai simpatice. Bun, conturul e gata. E timpul să-l colorez. Clar merge repede, deși poate că nu e la fel de delicat. Trebuie să fiu mai rapidă. Opa, iese fum pe aici. Ce naiba? Cum de-ai aprins un foc acolo? Ups! Se pare că s-a zis cu imaginea mea cu broscuța. Coloram prea repede, cred. Desenul meu cu broscuță nu a luat foc, așa că uite-l. Nu-i așa că e simpatic? Ce aia? O broscuță din jeleu. Cred că a ieșit din desenul meu minunat. E timpul să scutur desenul. Scuturăm, scuturăm, scuturăm. Wow, ce de broscuțe din jeleu! Vai de mine, ce miros plăcut! A pepene galben! O să mușc din broscuța asta! Nu mai am răbdare! Wow, e super! Efectiv, ador jeleurile! Opa, ce naiba faci? N-ar trebui să o iei mai ușor? Nu, îmi plac prea mult ca să pot să o iau mai ușor! Sticla asta de apă e exact ce-mi trebuia. O să fac ceva special cu ea, dar mai întâi îmi trebuie creionul meu 3D. Încep să desenez în jurul gâtului sticlei. Vreau să creez o linie continuă. După ce s-au unit, pot să continui în josul sticlei. Și o să mai fac câteva la spații egale între linii. Uite așa! Sper să nu rămân fără plastic. După ce termin, o să desenez linii orizontale. Vreau să le unesc cu liniile verticale. Vă place noua voastră căsuță? Cred că da! Da, sha-la-la-la! Bună, Wendy! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ah, scuze, bună! Ce sunt alea? Ah, sunt noile mele căști AirPods! Le ador! Nu știu ce m-aș face fără ele. Pot să le văd? Ah, păi, ok, dar ai grijă. Le ador! Poate ar trebui să-mi iau și eu unele. Gina! Nu! E ok, le ridic eu. Știam că o să se întâmple asta. Ta-da! Ce s-a întâmplat? Ah, crăpătura asta a fost mereu aici? Scuze, a fost un accident. De ce? De ce s-a întâmplat asta? Nu plânge, te rog. Stai puțin, știu cum să rezolv problema. Acuși, husa asta o să arate mai bine ca niciodată. Îmi trebuie niște lipici pentru plastic. Aplic un strat subțire pe suprafața husei. Cred că ajunge. Acum îmi trebuie penseta asta. Cu ea o să lipesc ștrasurile astea pe husă. Nu vreau să am mâinile lipicioase, o să folosesc diferite culori și le alternez. Nu mă grăbesc, vreau să iasă perfect. Nu vreau să se supere Wendy, mai tare adică. După ce e gata, mai fac încă un rând. Încerc să pun frumos ștrasurile, o să fie o husă foarte colorată. Continui până la baza husei, apoi fac și lateralele, vreau să o acopăr complet. Ăsta e ultimul ștras! Wow! Uite-te la ea! Abia aștept să-i o arăt lui Wendy. Ia uite ce am eu! E noua ta husă pentru AirPods! Sper să-ți placă! Oh, nu se poate! Ai făcut-o pentru mine? Mersi, Gina! Știi, ar trebui să ascultăm niște muzică. Poftim! Ce ascultăm? Ador melodia asta! Pregătiți-vă! Luptați! Dispar, fraiere! Bravo, iepurașule! Ce? Piciorul tău! A căzut! Nu e mare lucru! Mai am multe alte jucării. Ce să aleg? Oh, asta arată bine. Oare ce ai înăuntru? Wow, ce umplutură multă! Zici că e un norișor pufos. Gina, să mă duci niște biscuiți. Gina? Ce-ai făcut? Bietul dinosaur! Nu! Mă distrez copios. Ah, bună, mamă! Ce e cu tine? Ți-ai distrus toate jucăriile. Ce-am făcut? Sunt un monstru! Nu mai plânge! Nu te necăji! Ia chestiile astea! Revin imediat! O să rezolv problema! Am schițat diferite versiuni ale acestui personaj pe foaia asta. O să iau un creion 3D și încep să desenez. Urmăresc conturul. E mai simplu așa. E o metodă haioasă de a desena. Ok, primul e gata. Acum o să desenez partea laterală. Trasez iar conturul. Acum trec la următoarea etapă. Trebuie să-l asamblez. Am îmbinat cele două piese ca să fac un cadru. Și acum folosesc creionul 3D ca să-l umplu. Creez firicele pe acest cadru. E ca și cum ai colora un desen. Mențin liniile apropiate. O să fac asta peste tot. Îmi place! E mai distractiv decât tricotatul. Nu trebuie să iasă perfect. Deocamdată. Dar vreau să-l acopăr cât de mult pot. O să-mi fie mai ușor să-l manevrez mai târziu. Asta nu e jucăria finală, încă puțin. Prima parte e completată. Acum o să mă ocup de partea opusă. O să fac la fel pe partea asta. Trebuie să desenez linii orizontale lungi. Grăbesc procesul. Sunt pe val. Am mai terminat o parte. Revin asupra îmbinărilor. Construiesc straturi. Apoi adaug linii verticale. Așa o să acopăr spațiile goale. Să nu uiți de urechi. Mult mai bine! Chiar începe să prindă contur! Acum îmi trebuie o pânză abrazivă. O să frec plasticul cu ea. Wow! Ia uite! Arată mai bine decât mi-am imaginat! Acum o să mă ocup de detalii. O să colorez ochii cu negru. Am făcut mici adâncituri pentru ei. Acum îl fac pe celălalt. Hai să schimbăm culoarea și să facem obrajii. Aș vrea să mă pot machia așa. Nuanța asta de roșu mi s-ar potrivi. Acum îmi trebuie o cariocă neagră. Cu ea colorez vârfurile urechilor. Trebuie să colorez o mică parte din ele. Lipsește ceva. Coada! O să prind pe spate. Și am terminat! Arată grozav! Gina, am ceva pentru tine! Serios? Yes! Poftim! Wow! E super, mamă! Îl ador! Uite, pot să trag de el și nu se rupe! Pot chiar să-l și mușc! Fiu! Distracție plăcută, scumpo! Vă las să vă jucați împreună! Mă duc să mă uit la televizor! Noapte bună, Gina! Ce-i zgomotul ăla? E cineva acolo? Probabil că e doar în imaginația mea. O să încerc să mă culc la loc. Ce e chestia aia? Nu-mi place. Pleacă! Arată-te! Mama! Ce s-a întâmplat, scumpo? Cred că e un monstru în camera mea. E ok, nu e nimeni aici. Ba e, l-am auzit, a fost înfricoșător. Ești în siguranță. Ah, știu, o să prind luminițele astea. Mersi, mama. Ochii mei, nu pot să dorm. Nu pleca, mama. Ce e? Lumina e prea intensă. Scuze, scumpo. Stai, cred că pot rezolva problema. Îmi trebuie batonul ăsta de lipici. Nu mă dezamăgește niciodată. Stai o clipă! Folosesc o formă cu inimioare pentru cuburi de gheață și pun lipiciul în inimioare. Le umplu până sus. Vreau să umplu toată forma. Apoi aștept să se întărească lipiciul. Acum pot să le scot. Forma de silicon îmi ușurează munca. E o activitate plăcută. E foarte relaxantă. Nu mai trebuie forma. Trebuie să se încingă pistolul de lipit. Înfic duza în inimioară. O să las o gaură. Fac asta cu toate inimioarele. Vreau ca găurile să aibă aceeași dimensiune. Le-am terminat! Acum o să bag luminițele în inimioare. Se potrivesc de minune. Nu o să dureze mult, dar o să arate grozav. Era bine dacă mă gândeam la asta mai devreme. O să le adore Gina. O să fie drăguțe. Gata, acum o să aprind luminițele. Wow, sunt grozave! Sunt cele mai tari luminițe! Mersi, mama! Sunt foarte frumoase! Așa zic și eu! Pe mâine dimineață! Ah, mult mai bine! Perfect! Abia aștept să înceapă petrecerea! Cred că e totul gata! La mulți ani! Mersi, mama! Ia uite! E pentru tine! Vai, un cap uriaș! E exact ce mi-am dorit dintotdeauna! Știam eu că o să-ți placă! Nu știu ce să zic! Glumeam! Ăsta e cadoul tău! Fiu, îmi făceam griji! Wow, mersi, mamă! Îl ador! Dar să ai grijă de el! Te poți baza pe mine! Acum du-te la școală! Oh, ai o mică pată pe tine! O să păstrez chestia asta! Wow! Nu pot să cred că mama mi-a luat așa ceva! E cel mai tare cadou! Îmi doream un telefon nou de multă vreme! Ah! Am ajuns deja la școală! Bună, Matthew! Ia uite ce-am primit! Uh-oh! Ah! E nasol! Uite-te la el! Mama o să se supere rău! Ce mă fac? E un dezastru! Nu pot permite să se întâmple asta! Gina, ești bine? Nu vreau să-mi scap telefonul! O să se spargă! E ok! Ți-am luat o husă! Ah, nu prea e genul meu! Stai! Am o idee! Îmi trebuie chestia asta! Ce faci? Modific puțin husa! Torn materialul de tanjare într-un pahar! Cred că ajunge! Acum îmi trebuie vopsea acrilică! O să pun câteva picături în pahar! Acum le amestec! Vreau să se combine! N-ar trebui să dureze mult! Ador culoarea asta! Arată bine! Trecem la următoarea parte. Am o pungă pentru ornare. O să o umplu cu amestecul de tanjare. Mă simt de parcă urmează să decorez în tort, dar n-aș mânca așa ceva. Nu mai am nevoie de pahar. Folosesc un bețișor de înghețată ca să împing amestecul la baza pungii. Cred că e gata. Mai trebuie doar să-i fac un nod pungii. Mă asigur că e închisă bine. Nu vreau să am accidente neplăcute. Trebuie să tai capătul pungii. Dar nu vreau să tai prea mult. Atât e perfect! Și acum să trecem la ornat. Am husa, trebuie să apăs ușurel punga. Vreau să creez un model spiralat. O să fac asta pe toată suprafața husei. Spiralele vreau să rămână apropiate. Dacă mișc rapid punga, se formează moțuri. Arată mai bine! Îmi place treaba asta! Poate că ar trebui să mă apuc de gătit. Poți folosi material de etanșare de diferite nuanțe, dar mie îmi place culoarea lavandei. Te relaxează! Ăsta-i ultimul rând. Acum o să pun un koala drăguț. Îl apăs puțin. Vreau să se lipească. Ursulețul ăsta poate fi pus în colț. Folosesc o pensetă pentru asta. Nu vreau să stric ceva acum. Îmi mai trebuie câteva personaje. Sunt adorabile! Acum o să umplu zonele libere cu floricelele astea. Cred că e gata! Aștept să se usuce materialul de etanșare. Ce zici, mamă? Arată bine, nu? Wow! Ești adevărat artistă! Cred că moștenești talentul de la mine. Ah, mersi! Cred! Deci, când mâncăm tort? Crearea unei opere de artă e ceva atât de satisfăcător, dar poate fi dificil să știi de unde să începi. De aceea am venit cu aceste trucuri utile pentru artă și desen. Care e cel mai bun sfat al tău în materie de artă? Spune-ne în comentarii! Nu uita să trimiți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a descoperi mai multe clipuri utile ca acesta.